La începutul acestui studiu, aș dori să ne gândim pentru câteva momente la experiența lui Noe. Credeți că în cei 120 de ani în care Noe a trebuit să se pregătească pentru evenimentul potopului, credeți că a fost o singură ocazie în care Noe să predice adevărul lui Dumnezeu fără să amintească despre evenimentul care urma să vină? Credeți, prieteni, că a fost posibil ca Noe să procedeze așa? Sau credeți că el a predicat fără să amintească de acel eveniment? Dați-mi voie să vă spun. Nu cred lucrul acesta. Sunt sigur că Noe, ori de câte ori se ridica să predice cuvântul lui Dumnezeu, scopul lui era ca să-i conducă pe oameni la înțelegerea acelui adevăr important. Și anume, criza care urma să vină prin apele potopului. Dragi prieteni, consider că noi trăim într-un timp asemenea timpului lui Noe. Domnul Hristos ne spune lucrul acesta în Matei 24. Iar dacă lucrurile se întâmplă astăzi la fel ca atunci, înseamnă că orice slujitor al lui Dumnezeu, sincer și credincios, orice lucrător, orice pastor, orice evanghelist, orice om care se ridică în fața altora și le vorbește, orice om care învață pe alții, va avea ca scop principal prezentarea adevărului și în mod special adevărul cu privire la ceea ce va veni. Adică ce ar trebui să fie în mesajele noastre de astăzi? Cum ar trebui să sune adevărul pe care noi îl prezentăm altora? Ar trebui să fie o avertizare cu privire la timpul care vine. Haideți să citim un paragraf din Spiritul Profetic. Aș vrea să ascultați. Mărturii pentru pastor, pagina 331. Vreau să vedeți că aceasta este însărcinarea și lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Ascultați. Responsabilitatea noastră să fie vestirea soliei îngerului al treilea. Să nu ne implicăm în subiectele controversate. Prieteni, știți ce reprezintă pentru noi astăzi mesajul care pe timpul lui Noe era vine potopul? Pentru noi astăzi mesajul acela este mesajul celor trei solii îngerești. Haideți să ne amintim puțin. În prima solie îngerească Dumnezeu ce face? Ne cheamă pe noi toți să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, să ne temem și să-i dăm slavă. În cea de-a doua solie îngerească Dumnezeu ne anunță că a căzut Babilonul. Și apoi, împreună cu acel mesaj, Dumnezeu ne cheamă să ieșim afară. Iar în a treia solie îngerească Dumnezeu ce face? Ne avertizează împotriva închinării la fiară și a semnului ei și a primirii semnului ei. Aceste trei mesaje, trei solii îngerești, sunt mesajul nostru care trebuie să ajungă la orice om de pe acest pământ. Dar este de asemenea mesajul care trebuie să fie oferit turmei, bisericii, în pregătire pentru acest eveniment important. Haideți să privim la un aspect foarte important și în această ocazie, prieteni, aș vrea să studiem împreună un anumit aspect al acestor solii îngerești. Dați-mi voie să spun următorul lucru. Știți că în urmă cu vreo 130 de ani, sora White a făcut o prezicere și pentru prima dată atunci ea a rostit un mesaj care suna în felul următor. Afară din orașe. Ieșiți afară din orașe și mergeți în locurile retrase. Căutați-vă un teren la țară, la munte și construiți-vă acolo locuințele. Prieteni, vreau să vă întreb, cât de relevant este acest mesaj pentru noi astăzi? Cât de important este el și cât de mult ar trebui să-l predicăm și nu numai să-l predicăm, dar să-l punem în practică? Vreau să descoperim ceva interesant. Știați că mesajul de a părăsi orașele este mesajul fiecărei solii îngerești? Adică, mesajul de a părăsi orașele se găsește și în prima solie îngerească, se găsește și în a doua solie îngerească, se găsește și în a treia solie îngerească. Și atunci stau și mă întreb un lucru.
L-am auzit de curând pe fratele Ted Wilson, președintele Conferinței Generale, la Consiliul Anual din luna octombrie anului trecut, 2018, când accentua din nou importanța predicării celor trei soli îngerești. Și acum, frații mei, nu este nicio îndoială în lucrul acesta că mesajul celor trei soli îngerești este într-adevăr mesajul bisericii. Dar acum îmi pun o singură întrebare. Dacă în fiecare din soliile îngerești, din cele trei, Dumnezeu a așezat această chemare, această avertizare, ieșiți din orașe, cum este posibil ca noi să predicăm acest mesaj și totuși să nu spunem nimic despre a ieși din orașe? Sau dacă o spun numai câțiva oameni aici și acolo. Dar mai rău decât atât. Cum este posibil să spunem că suntem adventiști și că noi avem cele trei soli îngerești pe care trebuie să le ducem lumii, în timp ce noi continuăm să trăim în orașe, să construim instituțiile noastre, școlile noastre în orașe, împotriva sfaturilor clare ale lui Dumnezeu? Păi, frații mei, mesajul pe care noi trebuie să-l ducem lumii când construim o instituție în mijlocul orașului și noi ne desfășurăm acolo activitatea și încercăm să ajungem la oameni să lucrăm pentru ei. Noi ne punem sediu în centrul unui oraș și apoi vrem să lucrăm pentru evangelizarea acelui oraș în a transmite un mesaj care ne condamnă pe noi înșine pentru că suntem unde nu trebuie. Frații mei, așa ceva nu este posibil. Și oamenii vor observa destul de repede că este o discrepanță între ceea ce spunem și ceea ce facem. Nu există armonie între cuvintele noastre și faptele noastre, între mesajul nostru și acțiunile noastre. Frații mei, vreau să fim foarte atenți în această ocazie. Din nou reiau acest mesaj pe care l-am mai spus și într-o altă ocazie. Dar vreau să vedeți. Nu doar că mesajul acesta este un mesaj așa de la margine, știți? Care ține de lucrurile mai puțin importante, nerelevante. Este chiar în inima celor trei soli îngerești. Dacă vreți, este integrat în mesajul celor trei îngeri. Este imposibil să le separe. A predica cele trei soli îngerești înseamnă a predica despre adevărul. Ieșiți din oraș. La modul literal, prieteni. Și știu că sunt voci care se vor ridica și vor spune că n-are rost să faci asta. Că până la urmă care e problema? Mai bine stai în oraș și îți faci acolo toate lucrurile tale, îți desfășori activitățile. Prieteni, vom vedea că a rămâne în oraș, a trăi în oraș în continuare, înseamnă o desconsiderare a celor trei soli îngerești. Iar dacă tu desconsideri aceste soli îngerești, dacă tu nu trăiești potrivit cu lumina lor, oare te vei putea tu pregăti pentru ultimul conflict? Este imposibil, prieteni. Tocmai din acest motiv Dumnezeu ne-a chemat să transmitem lui mesajul pentru ca să-i pregătim pe alții și pe noi înșine pentru ultimul conflict. Pregătirea se face prin acceptarea acestor mesaje. Haideți să o luăm în ordine inversă. Vom porni de la solia îngerului al treilea și vom merge cu a doua solie îngerească și apoi vom ajunge la ultima, la prima, de fapt. O luăm în ordine inversă pentru că vrem să vedem cum aceste mesaje transmit în mod clar sunetul, glasul lui Dumnezeu care ne cheamă pe toți să părăsim orașele. Uitați-vă cu mine în Apocalipsa, capitolul 14. Și așa cum știți, a treia solie îngerească se găsește de la versetul 9 până la 12, unde cuvântul spune așa. Apoi a urmat un alt înger al treilea și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea. N-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei și oricine primește semnul numelui. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Aș vrea să vă pun o întrebare. Despre ce vorbește cea de-a treia solie îngerească? Care este strigătul îngerului al treilea? Dacă se închină cineva fiare și icoanei și primește ce semnul ei pe mână sau pe frunte? Deci este o avertizare împotriva închinării la fiară și împotriva primirii semnului fiarei. Așa este? Acum, prieteni, e clar avertizarea, da? Este cea mai îngrozitoare avertizare pe care oferă Dumnezeu omenirii. Știți care este rezultatul celor care totuși primesc semnul fiarei? Uitați-vă în versetul 10. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi, este îngrozitoare consecința neascultării.
Lacul acela de foc care va fi, care a fost pregătit, pe care Dumnezeu îl are, a fost pregătit pentru îngerii lui Satana și pentru Lucifer. Pentru Satana și îngerii lui. Dar ceea ce este trist, prieteni, este că toți acei oameni care vor refuza mesajul lui Dumnezeu, care vor refuza să intre în arca de salvare, vor trebui să fie necați în apele potopului. Dar la sfârșit nu va fi potop, nu va fi apă, va fi foc. Vor fi necați în lacul de foc. Acum, prieteni, nu este adevărat că Dumnezeu prin această descriere ne atrage atenția la un pericol foarte mare care se află înaintea noastră? Și n-ar trebui să fim inteligenți și să cunoaștem modul în care să ne ferim de acest pericol? Fiți atenți! Deci, a treia solie îngerească este o avertizare împotriva semnului fiarei și chipului fiarei. Primirea semnului și închinarea la fiară. Acum vreau să vedem cum va realiza fiara lucrul acesta, adică cum va determina pe toți oamenii să primească semnul ei și să se închine fiarei. Vreți să cunoașteți cum? Uitați-vă în Apocalipsa 13 cu 16. A făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Deci spune că i-a făcut pe toți să primească, indiferent cine ești în lumea asta. Te face să primești. Cum? Haideți să vedem prin ce lucrează această putere. Nimeni să nu poată ce cumpăra sau vinde. Adică ce înseamnă asta, prieteni? Înseamnă boicot economic, presiune economică, criză financiară. Iată așadar, legea duminicală este pusă într-o legătură strânsă cu ce? Cu o criză financiară. Adică, în pregătirea decretului duminical vor fi crize financiare, vor fi boicot, va fi boicot economic, va fi presiune financiară exercitată asupra oamenilor, pentru ca prin această metodă, pe această cale, oamenii să fie conduși împotriva dorinței lor să se închine fiare și să primească semnul ei. Prieteni, observați lucrul acesta? Deci cu ce are de-a face ultima mare criză? Cu ce are de-a face această impunere a semnului fiare când oamenii vor fi forțați să primească și să se închine fiare? Prin boicotul economic, presiune economică, criză financiară. Adică are de-a face cu ce? Cu banii, prieteni. Acum vreau să vă întreb un lucru. Dacă noi înțelegem și credem mesajul acesta și știm că Gabriel din ceruri a fost trimis de la tronul Tatălui Ceresc pentru ca să transmită acest mesaj lui Ioan, privind în viitor și văzând exact desfășurarea acestor evenimente. Dacă el ne prezintă ultima mare criză a legii duminicale în legătură strânsă cu problema financiară, frații mei, oare lucrul acesta nu va fi suficient și nu va fi pentru noi o avertizare și un mesaj care va influența locul în care noi ne stabilim și ne ducem viața? Adică credeți că ne va influența pe noi unde să trăim? E tot una dacă trăim în oraș, dacă trăim la țară? Nu e tot una, prieteni. Haideți să vedem de ce. Ascultați acest sfat inspirat. Solia Alese, volumul 2, pagina 359, ne spune așa. Lumea protestantă a pus un sabat idolatru în locul în care ar trebui să fie sabatul lui Dumnezeu. Și acum, ea pășește pe urmele papalității. Din motivul acesta consider că este necesar ca aceia care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu să iasă din orașe și să se mute în locuri retrase la țară unde pot să cultive pământul și să aibă propriile lor produse. În felul acesta pot să-și crească copiii cu obiceiuri simple și sănătoase. Văd că trebuie să ne pregătim toate lucrurile în vederea crizei. Observați cum serva lui Dumnezeu pune împreună criza legii duminicale cu nevoia de a ne pregăti, frații mei, și a avea propriile noastre produse. De ce? Pentru că nu mai poți cumpăra și vinde când vine criza. Deci este solia îngerului de al treilea despre afară din orașe? Garantat, prieteni. Este imposibil să studiezi mesajul îngerului al treilea fără să ai în vedere partea practică care înseamnă părăsirea orașelor în pregătire pentru acel conflict. Toată criza de la sfârșit se concentrează în această problemă. Unde te vei afla la momentul acela și cum vei supraviețui? Frații mei, înțelegeți de ce noi nu putem să mai stăm în situația în care ne aflăm în momentul de față?
Înțelegeți de ce este imposibil pentru mine să mă numesc adventist de ziua șaptea, în timp ce eu continui să trăiesc într-un oraș? Pentru că asta arată clar că eu nu cred mesajul. Mesajul acestei biserici este a treia solingerească. Și mesajul acesta înseamnă că ai să ieși din oraș. Haideți să mergem mai departe. Vă citesc un alt paragraf. Vreau să vedeți că și sindicatele sunt o altă cauză pentru care Dumnezeu nu vrea să fim acolo. Se apropie repede timpul când puterile care conduc uniunile sindicale vor fi foarte opresive. Domnul ne-a învățat din nou și din nou ca aceia care alcătuiesc poporul nostru. Trebuie să-și ducă familiile afară din orașe, la țară, unde pot să cultive pământul și să obțină propriile produse, deoarece în viitor problema cumpărării și a vânzării va fi foarte serioasă. O, frații mei, nu știu ce cuvinte putea să spună mai clar îngerul și sora White, luminată de înger, de la Dumnezeu, din tron, de la tronul lui Ceresc, ca noi să înțelegem că problema aceasta e foarte serioasă. Dar noi nu credem. Ne jucăm astăzi, frații mei, cu viața noastră și a copiilor noștri. Și credem că Dumnezeu e atât de bun încât El ne va salva în timp ce suntem în orașe. Imposibil lucrul acesta. Spune în Apocalipsa capitolul 18, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele și să nu fiți loviți cu cei cu urgirei. Calamitățile care vin peste aceste orașe din cauza nelegiuirii vor distruge și pe copiii lui Dumnezeu. Exemplu, situația lui Lot. Spuneți-mi un lucru. Dacă Lot ar fi refuzat să iasă din oraș când i-a chemat îngerii, ar fi scăpat el rămânând în oraș sau ar fi murit? Ar fi murit! Au murit rudele lui care au refuzat să iasă? Vedeți? No, Lot s-a dus la celălalt oficial lui, sau mai avea mai multe fete, da? Și la ginerii lui și le-a spus că e o problemă serioasă, trebuie să părăsească orașul. I-au început să râdă. L-au luat în bătaie de joc, a spus că a nebunit. Și frații mei, în noaptea aceea, ei nu știau că îngerii aceia care au venit în Sodoma și Gomora au rostit o sentință finală asupra acelor cetăți. Și în dimineața următoare, imediat ce Lot a ieșit din cetate și s-a depărtat o oarecare distanță, foc și pucea s-au căzut din cer de la Dumnezeu. Au murit și aceia care au știut, au auzit totuși că va fi un pericol? Și frații mei, eu cred că au auzit mai mulți oameni, dar oamenii n-au vrut să creadă așa ceva. Chiar dacă tu ești credincios, tu nu poți fi scăpat dacă vin judecățile peste oraș și tu te afli acolo. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu a fost suficient de bun să te avertizeze înainte că tu nu trebuie să te afli într-un astfel de loc, ci în afara orașului. Și întrebarea mea este, ce căutăm noi în oraș, frații mei? Vreau să mă înțelegeți corect. Nu spun că noi nu avem voie să intrăm în orașe sau să desfășurăm anumite activități în orașe. Nu despre asta este vorba, prieteni. Vorbim despre locul în care noi locuim. Unde se află locuința noastră? Veți vedea că Dumnezeu în planul Său vrea ca noi să fim în afara orașului, dar El vrea din când în când să vizităm orașul cu un singur scop, să căutăm să-i salvăm pe cei care sunt acolo, cei care sunt pierduți. Haideți să ascultăm. Ar trebui să începem acum să ascultăm îndrumarea care ne-a fost dată din nou și din nou. Ieșiți din orașe și mergeți în zone rurale, unde casele nu sunt îngrămădite așa de aproape una de alta, și unde veți fi scutiți de amestecul vrăjmașilor. Deci este clar mesajul acesta? Este a treia solie îngerească o chemare de a părăsi orașele? Absolut. Vreau să mergem la a doua solie îngerească. Mergeți cu mine în Apocalipsa capitolul 14 și vom citi versetul 8. Ce spune al doilea înger? A căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei. Poate unii vă întrebați, unde este aici mesajul acesta, chemarea ieșiți din oraș? Biblia nu ne spune decât că Babilonul a căzut. Prieteni, haideți să vedem lucrul acesta. Vă amintesc că acest mesaj este repetat cu o putere mai mare în Apocalipsa 18:4, când va veni îngerul acela din cerul și va lumina între pământul. Dar acum, lăsând deoparte acel mesaj, în care este foarte clar spus, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Și chiar dacă este folosit simbolul Babilonului, frații mei, vreau să știți că Babilonul din trecut reprezintă fără nicio îndoială Babilonul de astăzi. Babilonul antic este astăzi Babilonul modern. Și aceeași ieșire literală a lui Avram din Babilon, din țara Caldeea, din Ur, din zona aceea și plecarea lui cu cortul în țara Canaanului, acolo unde Dumnezeu îl chema și se așeza, este exact ce vor trebui să facă copiii lui Dumnezeu și Biserica Adventistă în timpul acesta din urmă. Vreau să luăm pas cu pas.
Haideți să ne amintim de cine a zidit prima cetate. Știți cine a fost acesta? Cain, fiul lui Adam și Eva. În Geneza 4:7 îi spune că el a zidit prima cetate sau primul oraș. Mai târziu Biblia ne spune că Enoch cobora din locuința lui retrasă în orașele de jos pe care le construiseră oamenii ca să facă frații mei programe de evangelizare. Lucra pentru mântuirea altora. Mai târziu, după ce a venit potopul, Nimrod s-a ridicat, un nepot al lui Noe, și a zidit Babelul. Babel este cuvântul ebraic pentru Babilon în limba greacă, deci este același lucru. Acolo a început, frații mei, această instituție a Babilonului. Centralizarea. Dar este centralizarea unde, frații mei? În sistemul unui oraș. Turnul acela era asemenea unui oraș. Avea tot ce se trebuie acolo. Și era mândria și fala oamenilor. Și spuneți-mi dacă oamenii nu fac la fel astăzi în orașele mari. Uitați-vă în Dubai. Când te duci acolo, vezi numai turnul din acelea înalte, de nici nu poți să le vezi capătul până sus. Prieteni, vreau să știți că istoria se repetă. Acum fiți atenți. După ce Nimrod a construit acest oraș, pe același loc a urmat experiența poporului Israel în robia egipteană. Și apoi mai târziu, în același loc, Babilonul era la putere, prieteni. Babilonul făcut de Nebucadnețar, care a înrobit pe poporul lui Dumnezeu timp de 70 de ani. Și acest Babilon într-un final cade pentru că Dumnezeu îl ridică pe Cir, împăratul Cir, al Medopersiei, care vine și distruge fala Babilonului. Împăratul Belșațar trece prin această experiență și el pierde toată împărăția și puterea pe care a avut-o. El însuși este nimicit. Acum, dragi prieteni, vreau să știți că exact așa cum Dumnezeu a chemat poporul său Israel din Babilon către Sion, la sfârșitul celor 70 de ani de robie, la fel Dumnezeu intenționează să cheme poporul său din Babilon la sfârșit, să iasă și să-i ducă unde? În Sionul Ceresc. Dar, prieteni, înainte ca această ultimă mare cădere a Babilonului să aibă loc, Dumnezeu trebuie să se asigure că toți aud mesajul ieșiți afară de mijlocul ei. Și această ieșire nu este simbolică, prieteni, este literală. Înseamnă despărțire literală de păcat și păcătoși. Și spuneți-mi dacă nu cumva în orașe păcatul a ajuns până la ceruri. Acolo a ajuns la ceruri. Orașele sunt pline de vicii și de păcate și de nelegiuire. Și Dumnezeu intenționează ca în aceste timpuri, ca și atunci, să facă această lucrare, frații mei, cu copiii lui Dumnezeu, cu copiii săi. Vreau să ascultați următorul gând. Frații mei, înainte ca Dumnezeu să ne ducă pe noi la cer, El vrea să ne elibereze pe noi de educația Babilonului, de filozofia Babilonului, de stilul de viață babilonian și de mentalitatea babiloniană. Dar fiți foarte atenți acum. Pentru a realiza lucrul acesta, Dumnezeu vrea ca El să ne separe la modul fizic, literal, de ceea ce reprezintă Babilonul. Ascultați. Solia Iosebul 1.2, pagina 357. Încă ne este dată îndrumarea. Ieșiți din orașe. Înființați-vă sanatoriile, școlile și casele de editură departe de centrele populate. Mulți vor susține acum că trebuie să rămânem în orașe, dar în scurtă vreme va veni timpul când toți cei ce doresc să evite priveliștile, sunetele celui rău se vor muta la țară, deoarece nelegiuirea și degradarea vor spori într-o asemenea măsură, încât însăși atmosfera din orașe va fi foarte, mă scuzați, va părea a fi poluată. Dați-mi, vreau să vă întreb, este timpul să ieșim din orașe? A sosit momentul care să părăsim aceste centre mari? Absolut, fără niciun îndoială. Acum fiți atenți. Dacă Dumnezeu ne cheamă pe noi să părăsim la modul fizic Babilonul și să zicem că noi ascultăm, da? Spun așa pentru că știu că majoritatea nu vrem să ascultăm acest sfat și acest îndemn, dar fie ca Dumnezeu să ne convertească, să ne aștepte să ne pocăim, să ne umilim, să ne zmerim și să facem ce ne spune El, prieteni. Dar tot aceia care vor asculta și vor părăsi orașele în aceste timpuri, adică ies din Babilon, oare trebuie ei ca atunci când se duc la țară să ducă Babilonul cu ei acolo? Ce părere aveți, prieteni? Adică Dumnezeu ne cheamă pe noi să părăsim Babilonul, să ieșim din acest loc la modul fizic, pentru ca să scăpăm de influența Babilonului. Și noi după aia când ne ducem la țară să ducem influența Babilonului cu noi acolo? Și poate ne spune cum? Cum se poate lucrul ăsta? Foarte simplu, prieteni. Prin programele de la televizor, prin internet, dar lucruri de pe internet care au de face cu Babilonul, prin reviste, prin literatura babiloniană, prin muzica babiloniană, chiar stilul de viață babilonian.
Observați, frații mei, ce se întâmplă aici? Deci nu este important doar ca eu să mă separ de Babilon, să ies din oraș și să mă duc la țară, ci este important ca eu să scot și din inima mea, din viața mea, din felul de a trăi, acea mentalitate babiloniană. Și frații mei, numai un om care împlinește ambele aceste faze ale acestei schimbări, acestei reforme, numai cine face aceste două lucruri poate să spună cu adevărat că a ieșit din Babilon. Pentru că asta înseamnă a ieșit din Babilon. Prieteni, vreau să înțelegem următorul lucru. Aș vrea să vă dau câteva exemple pentru ca să înțelegem mai clar ce înseamnă influența Babilonului asupra noastră. Știați că influența babiloniană, influența orașelor, îi face pe oameni să aibă o mentalitate de oraș? Știți ce înseamnă mentalitate de oraș? Înseamnă că atât de bună voie să accepți să fii sclavul și robul cuiva într-un oraș, ca să-ți dea bani, să faci bani mulți, ca apoi să-i poți cheltui pe ce-ți place ție. Recunoaște sistemul acesta? Miliarde de oameni astăzi, dați-mi voi să vă spun, au gâtul prins în jugul acesta al sclaviei din oraș. Ei sunt robii altora. Haideți să vedeți cum funcționează. Sunt robul altor oameni și zilnic mă duc și lucrez din greu pentru un anumit serviciu. Dar fiți atenți. Lucrez ca să primesc mulți bani, ca cu acei bani să pot plăti facturile și ratele pe care le-am făcut prin lucrurile pe care eu le-am cumpărat. Și în momentul în care se termină o rată, eu fac alta. Sau poate că am mai multe rate împreună, da, în același timp. Și un astfel de om, frații mei, care se află în datorii în continuu și continuă să lucreze în acel oraș și are doar un concediu de 2-3 săptămâni pe an și atât, și este prins acolo cu gâtul, cu capul în jugul acela. El, frații mei, este un om liber? O, niciodată, prieteni. Aceasta este robie și sclavie modernă. Și știți câți oameni sunt sclavi în așa ceva? Sunt sclavii propriilor gândiri și mentalități false. Aceasta este mentalitatea de oraș. Și iată că i-a prins pe adventiștii de ziua a șaptea, pe deplin. Frații mei, mi-este teamă să privesc în viitor. Pentru că atunci când va veni criza de la sfârșit, credeți-mă, și adventiștii vor ști că trebuie să se ridice atunci și să plece, care au mai auzit mesajul ăsta și care au crezut că este adevărat. Oamenii își vor da seama atunci că sunt legați de mâini și de picioare. Adventiștii de ziua șaptea, va fi imposibil să plece. Nu vor putea să părăsească orașele și își vor găsi sfârșitul în acele locuri. Nu este Dumnezeu bun prieten că ne-a avertizat dinainte ca să știm cum să ne pregătim? Nu este asta o dovadă a iubirii Lui că ne spune din timp ce să facem? Dar iată cum noi desconsiderăm aceste mesaje. Și mai vine câte un om înțelept al bisericii care vine și spune, oh, mai lăsați prostiile astea. Nu e așa. Stați liniștiți, fraților. Noi trebuie să fim oameni cu judecată. Noi trebuie să stăm aici în orașe. Păi nu spune Domnul Hristos să fim în lume? De parcă, frații mei, Domnul Hristos când a spus să fim în lume, a vrut să spună ca noi să facem ce face lumea. O, frații mei, nimeni nu poate fi mai fals decât această afirmație. A fi în lume înseamnă ca noi să mergem la oameni și să învățăm principiile adevărate ale lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mi-a spus mie că adventist că eu trebuie să locuiesc în afara orașului, cum pot eu să învăț pe oameni să iasă din oraș dacă eu stau în oraș? N-am cum. Și totuși, pietrele vorbesc, prieteni, pentru că sunt foarte mulți oameni din lume care n-au nimic de a face cu mesajul pe care îl studiem noi, dar care au înțeles că este mai bine să locuiască la țară. Și și-au făcut locuințe acolo. Și s-au retras unii. Au părăsit orașele acestea aglomerate, frații mei. Iar adventiștii trag cu dinții care mai de care să stea în oraș. Pentru ce? Pentru că viața de la oraș, frații mei, are anumite avantaje, zic unii. Dar pun între ghilimele aceste avantaje. Pentru că acele avantaje, frații mei, sunt de fapt niște falsuri. Este doar o influență la nivelul minții mele. Suntem hipnotizați, suntem îmbătați de vinul Babilonului și nu mai vedem nimic clar. Satana ne-a orbit cu totul și ne face să credem că este ceva de dorit în oraș. Frații mei, nu este nimic de dorit. Este doar o plasă pe care Satana a întins-o și prin care treptat ne prinde. Și vom fi atât de legați la un moment dat, încât atunci când vom încerca să plecăm, va fi imposibil. Haideți, frații mei, să vedem care este problema. Uitați-vă cum e în Efeseni, capitolul 5. Mesajul acesta, frații mei, vreau să ajungă la inimile și la mințile noastre. Noi nu vom putea să supraviețuim în aceste vremuri din urmă decât dacă ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu. Fiți atenți!
Efeseni, mă scuzați, este Galateni, cred că a fost o greșeală. Galateni, capitolul 5, cu versetul 1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Dacă frate și soră, dacă te afli în momentul acesta în robia aceasta babiloniană, în sclavia aceasta modernă, a datoriilor, a ratelor, și dacă locuiești în mijlocul unui oraș și ești prins acolo și zi de zi trebuie să-ți duci viața acolo sub stres, sub îngrijorare, sub tensiune, Dumnezeu spune că te poate ajuta. Dacă tu vrei, trebuie să faci un sacrificiu, un efort. Luptă-te, roagă-te, caută căi să scapi de datorii cât mai repede posibil și apoi nu mai intra niciodată în ele. Mută-te undeva la țară și trăiește viața pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o. În pregătire pentru evenimentele care vor veni. Frații mei, vrem să ascultăm mesajul acesta, să împlinim ce spune Dumnezeu? Dar haideți să vă mai spun o problemă. Frații mei, trebuie să luăm această idee falsă că viața la oraș ar avea anumite avantaje. Din toate părțile și să vedem că de fapt nu este niciun avantaj, este doar o iluzie, este o amăgire, este o înșelăciune, este hipnoză din partea lui Satana. Ne-a fermecat frații mei diavolul să credem așa ceva. Fiți atenți. Știți că oamenii care lucrează în orașe fac infarct, fac tensiune mare și nu numai atât, dar oamenii aceștia trec prin niște situații foarte dificile, stresați, nervoși tot timpul, depresie, tristețe, anxietate. Frații mei, de ce este așa? Pentru că ei lucrează sub stres, sub îngrijorare. Acum vreau să mă întreb ceva. Unii vor spune, dar nu trebuie să trăim, nu trebuie să ne câștigăm existența, ba da, prieteni. Dar Dumnezeu n-a plănuit niciodată ca omul să lucreze sub tensiune și stres. Așa încât să se îmbolnăvească și să moară prematur. Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni liberi. Imaginați-vă un om care stă la țară și care are acolo un pământ și îl cultivă și lucrează în aer liber și se bucură de atmosfera aceea frumoasă, de aer curat, de soare, nu gălăgie, nu poluare. Și lucrează în mod, da, în voie, fără să fie obligat de nimeni. Nu trebuie să stea cineva în urma lui. Știți, frații mei, că această motivație de a lucra pentru banii care ți-i promite cineva, care sunt înaintea ta, promisiunea aceea de salarii mari, sau faptul că unul stă în spatele tău și cu pușca te mână de la spate ca să lucrezi. Știți că aceste metode ne îmbolnăvesc pe noi? Omul trebuie să lucreze această lacrimă după câștig, dar nici forțat de celălalt, împins de la spate. Amenințat că dacă nu faci asta, nu știu ce se întâmplă. Prieteni, noi într-un oraș nu avem cum să lucrăm sub alte condiții. Nu avem cum să lucrăm liber de aceste influențe. De aceea Dumnezeu ne cheamă să ieșim de sub jugul robiei. Și mai este o problemă aici. Unii oameni au impresia, fiți foarte atenți ce vă spun, că a fi fericit și a avea o viață împlinită, a te simți bine și a te distra și a te relaxa și așa mai departe, înseamnă că atunci să mergi în oraș. Să umbli din magazin în magazin și să cheltui bani. Știați că așa este mentalitatea? Și unii oameni nu pot să se simtă bine dacă nu fac asta din când în când. Fie că e vorba de bowling, fie că e vorba de patinoar, fie că este vorba de biliard, fie că este vorba de o sală de dans, fie că este vorba de orice activitate a orașului, frații mei, care are ca scop să-i distreze pe oameni, să-i facă să se simtă bine. Dacă mentalitatea ta despre a te simți bine și a trăi fericit, da? A face anumite lucruri, este că tu trebuie din când în când să mergi în oraș și să faci aceste lucruri, să cheltui bani și să iei parte la aceste activități. Dă-mi voie să spun că tu ai gâtul prins în același jug, cum îl au ceilalți care lucrează pentru bani. Și sunt unii oameni care spun că, da, dar stai puțin, noi trebuie să ținem pasul cu uite, s-a schimbat acum, au apărut mobilă mai bună, au apărut geamuri mai bune, termopane mai, nu știu cum. Și noi trebuie să ținem pasul cu moda. Și frații mei, oamenii sunt legați și prinși în această sclavie, să țină pasul cu ceilalți. Și aici, iată cum efort mai mare, iată două locuri și trei locuri de muncă, iată mai mulți bani trebuie. Și cele mai multe din aceste lucruri, frații mei, știați că nici măcar nu sunt necesare? Noi vrem multe lucruri, avem mofturi, dar nu sunt lucruri necesare. Și cu aceste mofturi odată vin o grămadă de probleme. Nu mai contează altarul familial, nu mai avem timp de nimic, nu mai avem timp de lucrare pentru alții, familia noastră este un dezastru, copiii cresc cum cresc, fiecare alergă într-o parte și în alta ca nebunii. Pentru ce, frații mei? Pentru ca să ținem pasul cu lumea. Și iată, suntem băgați în acest oraș, în acest loc, și suntem ca niște oameni nebuni, am înnebunit. Și noi credem că aceasta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ierte, frații mei, pentru o astfel de mentalitate greșită. Însă aș vrea să vedeți unde duce lucrul acesta.
Știți, mă gândeam uneori, dar cum ar fi fost ca Sara și Avram când stăteau acolo pe stejarii de la Mamre? Și apropo, prieteni, mai bine am fi cu Avram la stejarii lui Mamre decât cu Lot în Sodoma, nu este așa? Ce-ar fi ca ei să stea acolo într-o după-amiază, așa, când se apropie încheierea sabatului și se spună, după ce a pus soare, se spună Avram și cu Sara, ia în hamăcai, ia-i pe copiii noștri și du-i puțin în oraș acolo, să se mai bucure și ei. Uite, toată ziua stau aici numai în pădurile astea, s-au plictisit. Hai să ne mai dăm ceva nou. Frații mei, credeți că ar fi funcționat un astfel de program? Credeți că Avram ar fi acceptat așa ceva, să-i ducă, să-i distreze în Babilon, în Egipt? În Sodoma, mă scuzați? Ca și cum bucuria și fericirea și împlinirea unui adventist de ziua a șaptea este în faptul că el din când în când soarbe din acest vin al Babilonului. Adică, frații mei, am ajuns noi să credem așa ceva, că un adventist e atât de lipsit de înțelepciune și atât de limitat în experiența lui religioasă, încât are nevoie de falsurile acestea care se simtă bine? Nu, frații mei. Dumnezeu vrea să ne elibereze pe noi din extravaganța Babilonului. Dumnezeu a promis că ne dă cel necesar, dar nu luxul și extravaganța de acolo. Și El vrea să ne elibereze din acea mentalitate de oraș. Din această etalare, din această forfota orașelor. Și să ne ducă într-un mediu natural, prieteni. Vom accepta noi acest plan al lui Dumnezeu? Este mesajul Îngerului al doilea despre ieșitul din oraș și, frații mei, despre părăsirea orașelor? Garantat. Garantat, prieteni. Motivul pentru care Isaac s-a căsătorit cu Rebecca și a fost un om care i-a plăcut să stea la țară și a crescut în locul acela și mediul acela este pentru că el a ascultat de Dumnezeu în toate aceste lucruri. Și aș vrea să înțelegem, frații mei, cât de important este ca noi să urmăm această cale pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte. Acum, aș dori să mergem la prima solie îngerească. Am văzut clar că în a doua solie îngerească mesajul afară în oraș este un mesaj integrat acolo. Este parte vitală și esențială a acestei solii. Acum, în mesajul primului înger, diferit de celelalte două mesaje, Dumnezeu ne arată partea pozitivă a lucrurilor. Adică dacă în a doua și a treia solie îngerească Dumnezeu ne spunea din ce să ieșim, de ce să ne ferim? Aici Dumnezeu ne arată în ce să intrăm. Sau, întotdeauna știți că Dumnezeu ne cheamă să lăsăm un lucru, El vine cu ceva mai bun înaintea noastră. Și vreau să ascultați ce spune aici. Apocalipsa 14 cu 6 și 7. Aici este un mesaj pozitiv, nu unul negativ. Spune așa. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zboarele apelor. Iată cum Dumnezeu ne cheamă de la falsurile orașului, de la comercializarea lucrurilor din oraș, de la închinarea la lucrurile acelea false, frații mei, și de la dependența aceea de știu eu ce lucruri, de la sclavia aceea, de la distracțiile și amuzamentele din oraș. Dumnezeu ne cheamă la ce? La părtășia și comuniunea cu El în natură. Ascultați paragraful acesta, Mărturii, volumul 7, 86. Privirea florilor, culesul fructelor coapte, ascultarea cântecului fericit al păsărelor, toate au un efect deosebit, înveselitor asupra sistemului nervos. De la viața din aer liber, bărbații și femeile pot câștiga dorința de a fi curați și fără ascunzișuri. Frații mei, de aceea Dumnezeu spune să avem sanatoriile acolo, să avem școlile în afara orașului și casele noastre, pentru că El vrea să ne ajute. Privind la lucrurile acestea, spuneți-mi, nu este aer mai curat la țară? Nu este hrana pe care o cultivi tu mai sănătoasă? Nu este adevărat că priveliștea aceea te ajută să te gândești mai mult la Creator decât la păcat? Și frații mei, ce vrei mai mult de atât? Când contemplăm, spune, aceste lucruri din natură, studiem lucrarea minunilor lui Dumnezeu, fără să ne dăm seama, vom fi schimbați după același chip, spune Soriales în volumul 2, 356. Iată remediul și puterea care vine pentru ajutorul transformării caracterului meu. Este o luptă aceasta cu păcatul destul de grea. Frații mei, dacă vreți să o faceți mai ușoară, mutați-vă în oraș. Și haideți să luăm aminte la ultimul gând. Vreau să citim Psalmul 104. Dumnezeu promite lucruri la care nici măcar nu ne-am gândit și pe care nici măcar nu le-am imaginat vreodată, dacă ascultăm de El. Versetul 25. Iată marea cea întinsă și... Mă scuzați. Psalmul 104. Cred că a fost o greșeală aici. Versetul 25 din Psalmul 102 spune așa. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Dumnezeu, frații mei, este creatorul nostru. Și vreau să știți ceva.
Când noi ne aflăm în natură, când noi suntem în mijlocul lucrurilor create de Dumnezeu, noi vom simți cu adevărat ce înseamnă viața de comuniune adevărată cu Dumnezeu. Nu numai atât. Mintea noastră va fi echilibrată, va fi liniștită, va fi calmă. Va avea influența asupra caracterului nostru. Ne va ajuta, cu alte cuvinte, în pregătire pentru criza care vine. Prieteni, haideți să recapitulăm. A treia solie îngerească este o avertizare despre semnul fiarei care va fi adusă pe calea boicotului economic. Iar acolo este un mesaj foarte clar și zmeuraș. A doua solie îngerească spune a căzut Babilonul, cetatea cea mare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ce spune? Dacă Babilonul a căzut și dacă totul este un haos acolo, ce căutați voi în Babilon? Ce treabă avem noi, frații, cu locul acela? Toți cei care stau în Babilon vor cădea împreună cu el. Influența este atât de puternică. Și apoi este mesajul în Apocalipsa 18:4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Deci este mesajul acesta în a doua solie îngerească. Absolut, prieteni. Iar în prima solie îngerească, Dumnezeu ne arată partea pozitivă. Ieșim din ceva rău ca să intrăm în ceva mai bun, prieteni. Și aceea este viața la țară. Să privim ce a creat Dumnezeu, cerurile și pământul, marea și zboarele apelor. Nu este aceasta chemarea să ne închinăm Dumnezeului Creator fiind în mijlocul naturii? Ba da, prieteni. Deci observați un lucru. În pe măsură ce noi ne pregătim pentru ultima criză și toată ziua ne gândim, frații mei, și poate amintim în predicile noastre că va veni decretul duminical, este imposibil să anunțăm sosirea acestui eveniment, potopului, fără să pregătim corabia, prieteni. Iată, corabia aceea pe care a construit-o noi reprezintă căminele noastre construite în locul natural, în mediul natural, care vor supraviețui conflictului care vine. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere să urmăm aceste sfaturi divine. Și fie ca Dumnezeu să lasă o binecuvântare specială și să ne călăuzească pe fiecare în luarea acestor decizii. Zilnic trebuie să lucrăm, frații mei, pentru realizarea acestui plan divin, de a părăsi orașele. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe fiecare.